aseară Dani și Diana îi transmiteau un mesaj lămuritor lui Dima pe antena Play. Te salutăm, am primit scrisoarea ta. Da, Dima, mersi pentru scrisoare și sper că m-ai înțeles. Eu te-am înțeles, dar poate nu m-ai înțeles tu când ți-am spus prin dramatizat. O să vorbim mai multe când o să ne întâlnim afară, atunci când o să fie momentul. Da, și am simțit nevoia să vorbim cu Sabrina, să explicăm că... Na, am glumit, dar nu... Să, n-am vrut să o deranjăm. Eu am cerut și scuze dacă cumva s-a simțit deranjată și a zis că ei a plăcut și... Ea m-a încurajat să plâng, să fac așa, ea mi-a zis cum să mă comport. Mă bucur că nu s-a simțit aiurea și că nici tu nu te-ai simțit aiurea pentru asta. Noi chiar credem în voi doi, în nicio secundă, ca să știi asta din partea noastră, nu am pus la îndoială relația voastră sau ceea ce simți tu pentru ea. Dacă am spus eu că ea te iubește mai mult sau că așa, au fost doar prin simplu fapt că ea exteriorizează mai mult sentimentele și de afară asta s-ar vedea, dar nu că tu nu o iubești sau că nu vă iubiți, asta e exclus. Știm foarte bine, vă cunoaștem extrem de bine, mai ales voi doi, că sunteți prieteni și vă știți mai bine ca nimeni de aici din casă. Chiar îmi doream să clarific lucrul ăsta și să înțelegi că în niciun moment nu am pus în îndoială. A fost doar strict plecarea, cum s-a întâmplat totul așa dintr-o dată, eram chiar șocați. Și noi suntem alături de Sabrina, o să fim până la ieșirea ei din casă și mai departe de acolo, alături de voi. I-am promis că acum îi facem o pizza, e poftă de pizza și o să-i facem pizza, o să-i dăm și ei, a zis că vrea și ea. Ei suntem alături cât putem, cât mai o perioadă cum și... Acum sunt și ușile cum sunt separate, dar... Început. Sunt separate, dar când o să se întoarcă casa fetei, o să fiu alături de ea oricum. Bun, asta pun aici, te pupăm, te îmbrățișăm cu drag și... Mai așteptăm vești de la tine. Da, sperăm că ești ok. Dar se pare că doamna Loredana s-a supărat că nu a fost chemată la mesajul dat pe antena Play. Haideți că putem să trimite. Nu, lăsați. Haideți că am uitat. Nu, da, știu, e ok, am spus. E ok, mulțumesc. Îți trimite ultima prima dată. S-a supărat. Dar sunt supărat că n-am chemat-o sau pentru mesajul ce era dar... Că n-am chemat-o. Eu cred că pentru mesaj. De-aia îți spuneam că și eu le-am pe ale mele destule. Normal, fiecare... Da, mai dreptate, am greșit acum. Nu ne contrazice, mai dreptate. Te rog eu frumos să mă lași în pace că mă mușcăți în țară. Am uitat, mă, și noi. Știu că vei să fii lăsată în pace, dar n-ai cum, trebuie să vorbim. Te-am întrebat ceva? Da, nu mă întreb niciodată în cap. Trebuie să vorbim. Nu. Noi plecăm de aici? Nu, că fumez și plec, vă las în mine. Fumează și plec. Cât timp de aia țiga, vei să mergem la camera amândoi? Nu. Nu mi-e ca mă încățânțari. Fii de vină, Dani, să te mâncă. Da. Nu, mi-a rugat frumos să meargă la cameră, să-l chemăm la cameră, să mulțumim împreună și am uitat. E prima oară. Da, zici că mi-ar fi rușine cu tine, nu? Gata! Am uitat! M-a întrebat Ana. Ana m-a întrebat. Nu cheamă Ana, că nu-i de seamă cu tine. M-a lăsat să vorbesc așa. Nu, eu nu. Bă, tu cauți acum mai scandal. Atunci, păi, drum bun și cale bătută. Te-am vorbeam cu doamna Ana. Circulă, atunci, așa, doamna Ana, da, așa, doamna. Că n-aș citit aceleași cărți. Dani și Diana căutau o soluție să o împace pe doamna Loredana. A rămas singură. Dar nu vreau să vorbesc. De ce? Am încercat, dar nu vreau. Poate ai tu mai multe șanse, nu? Cu mine așa face mereu. Ce? Pe mine mă respinge. Eu nu vreau să fie supărat. Așa că cei doi puneau în aplicare un plan surprinzător. Ce miște miros. Gata? E frumos, nu? Mm-hmm. O să ne ierte? Da, iartă, m-a iertat deja. Ne-a certat dacă ați găsit așa? Să vă certe? Nu, ne-a certat deja. Ne-a certat deja, da. Parcă vine. Tu stai
aici, că la tine țipă. Doamna Loredana, hey. V-am adus o farfurie să mâncați. Nu, să rămână de noi. Dar v-am pus deja. Trebuie să mâncați, să gustați. Nu, că nu. De ce? Nu mănânc seara. E la ora un pic, nici să gustați, eu v-am adus. Să rămână, adu-o înapoi. Și când mergeți la somn? Mai târziu. Ok. Mersi mult, dar nu mănânc. Ok. Nu vreau să mănânc. Nu vrea, nu? Dar e ok, i-am zis. Vă mulțumesc, Zainu. Zic, și când mergeți la somn? Dar, într-un final, doamna Loredana urca în camera ei. Nu mai râde. Nu mai râde, că știu de ce râzi. De ce râd? De ce ai găsit. N-au minte. Păi dacă i-ai certat. Dar nu le-am zis nimic. A zis că i-ai certat. I-am zis doar să mă lase în pace. E acum... Gătești tu și zile, bă, iartă, mamă. Dar mie-mi trecuse. M-a supărat pe un moment. Dani și Diana erau dornici să-i afle reacția acesteia. Mă întreb și eu. Aveți minte? De ce? De ce faceți un caz social din nimic? N-am făcut nimic. Cine? V-ați făcut un caz social? V-am făcut și am mâncat. Și v-am adus o farfurie de mâncat? Da, am vrut să mănânci. Pe bune? Am vrut să-ți dăm să mănânci. Băi, n-aveți minte, mamă. Am vrut să-ți dăm să mănânci. Ne-ați certat sau nu, să știm? Cum pune problema? Mulțumesc frumos, dar nu trebuia, da? Nu trebuie. Dacă ai refuzat categoric mâncarea. Dar când m-ați văzut pe mine că mănânc seara? Păi acum trebuia așa să mănânci o țură. Mi-a dat încă vreo idee cu farfuria. Eu nu știu cine a fost copilul și cine a fost adultul în toată situația asta. Am mari, cum să spun, certitudini că s-au inversat rolurile. Dacă așa s-a văzut, înseamnă că așa e. De ce v-ați supărat? Hai să luăm cu începutul. Dima a scris o scrisoare ieri pentru Vlad și Dani și m-a menționat și pe mine acolo. Da. Și simțeam nevoia să-i spun și eu câteva vorbe. Așa. Și vreau să fiu cu ei, nu urăsc să mă merg la camera de Antena Play, să stau de vorbă singură cu ea acolo. Și zic, după ce mergeți voi, să merg să spun și eu. Păi și asta au făcut, s-au dus, da, pe-a drept au uitat și după aia v-au invitat. Și n-ați mai vrut, gata. Nu mai, că deja ei terminaseră. Ei, aici intervine copilul alintat. Din dumneavoastră. Nu, am supărat, am zis că nu mai dau și gata. N-a fost. Ba, v-ați supărat foarte tare. E, dar ce am făcut? De m-am supărat. Păi le-ați întors spatele și v-ați răstit la ei, cum? Au, ce am putut să fac? Da, dacă o priviți așa, într-adevăr e nimic. Dar toată seara cu supărarea asta și cu toată agitația lor, cum să facă, să vă împace și... Dacă sunteți acolo atentă la micile replici, de exemplu Dani spune, așa face mama întotdeauna, mă respinge. Copilul dumneavoastră, doamna Loredana, se simte respins. Asta da. E o chestie care vine, știu. Stați un pic, acum vă zbârliți. Nu, o să fac niște parenting cu el, dacă trebuie. Ce să faceți? Niște parenting. Fac și ajut și eu dacă vreți, că mai nou fac un podcast despre asta. La 27 de ani o să începem să facem niște. Dar eu aș începe cu dumneavoastră. Că facem, el e ok. Nu cred că eu aș începe... Stai, nu te băga. Stai un pic acolo, că aici e o chestie de familie. Încă nu ești măritată. Adevărul este că avem atât de multe pretenții de la copiii noștri și de cele mai multe ori noi ne certăm copiii și vrem să fie ei într-un fel, dar nu ne
uităm și noi puțin în oglindă și să spunem, ok, eu trebuie să lucrez la mine la chestia asta. Nu e ok să mă supăr pentru nimic, de pildă. Dar nu m-am supărat, nu le-am spus. S-a supărat nimic. Dani? Nu i-am certat, nu le-am vorbit urât. Adică ce aș putea să Doamne, fac? Păi asta de asta era nevoie să ne punem pusele în cap? Nu am făcut nimic. Dar uneori o privire și o replică de asta care îngheață sângele în ei face mai mult decât un scandal cât casa. Dacă eu am simțit nevoia să nu mai vorbesc, așa am simțit și eu nevoia să nu mai vorbesc. N-am voie nici să nu mai vorbesc? Așa ne mai jucăm. E alegerea mea. Da, nu cred că gen s-a dus chiar la extrem, nu a fost chiar așa, nu s-a supărat, doar că... A, mi-o prost ăsta obicei să duc totul la extremă și să exagerez, ce să-i faci? Nu, dar chiar nu am luat, eu am fost cu inițiativa pentru că am zis hai să o veselim, adică să o facem, dar nu a fost că era supărată și nu o să mai vorbească cu noi sau cine știe ce am făcut. Ideea este în felul următor și uite cu treaba asta închei, ca să nu credeți că ți-am zis sunt eu aia bici din situație. Voi sunteți pe cale să aveți propria voastră familie și viața voastră în mâini și cumva trebuie să trasați foarte clar pentru toată lumea și pentru părinți și pentru socrii, dacă sunt două, unde sunt, cât sunteți voi de autonom, ce faceți singur și ce faceți cu ajutorul părinților. În momentul în care o să faceți chestia asta, o să aveți viață bună și voi și părinții și socrii, da? Că noi discutasem și fusesem de acord să dăm mesajul împreună. Dar s-a uitat un pic. Da, s-a uitat. Se întâmplă. Cred că asta a fost și pentru scuze și un fel de mulțumesc pentru tot ceea ce facea pentru noi aici. Adică putem lua și așa. Eu i-am dat bendițe, i-am dat chestii de păr, adică a fost să o veselim mai mult. Dar uite că nu s-a înveselit, e supărată. Nu, veselim, mi-a trecut de atunci. Am asta supărat pe mine. Nu, nu mă supăr pe nimeni. Da, bine, gândiți-vă la lucrurile astea și cine știe, poate... Poate, poate... Asta cu părinții e valabilă, că o să fiți și voi părinți. Apropo de cât pretindem de la copiii noștri, dar mai puțin de la noi.